Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la Fool's Love! Oh yeah! În această seară vom descoase relațiile, vom atinge corzi sensibile, vom face să tremure suflete. Săgețile lui Cupidon vor penetra inimile singure. O să fie mega caterincă. Iar acum, în aplauzele noastre, începe un simplu podcast. Bagă. Ce tare! Doi, gata, merge. 10. Bună seara și bine ați venit la un simplu podcast cu Nelu și Bordea. E o extensie, cum ar veni. E o seară specială, e un podcast special. E despre relații, despre sex, despre probleme. În general. Avem grave. Foarte multă experiență în acest domeniu. Suntem doi pionieri. Da, eu am avut 3 relații în viața asta. N-am stat niciodată singur. 3. Una cu mine. Că noi ne gândeam așa, că cine ar fi cel mai indicat să vorbească despre relații, dacă nu noi, cu prima am stat 9 ani, cu a doua nu mai țin minte exact, și a treia e soția, care sunt de 7 ani și cortea? Eu sunt de 13 ani. Tot cu soția mea. Și avem invitat în această seară, te rog să prezinți, Cătăline. Da, este doamna psihoterapeut de cuplu, da? Raluca Zlatonov. Mulțumim. Că noi o să o dăm în bălării. Îți dai seama cu dalea cu... De asta am avut nevoie. Hai să începem așa. În primul rând, la mulți ani tuturor îndrăgostiților, că am văzut că sunt numai cupluri în seară. Băieții n-au vrut să fie, deci... Sunt foarte mulți băieți ieșiți așa. Bine. Dar ce o să fie exact? Hai mă! Dar chiar avem persoane singure, hai să aplaude. Cine e singur în această seară aici? Singuri. Bravo, mă! Tare. Bravo! Câți băieții doar singuri? Frate, ai de lucru în seara asta. Da, da. E ciudat să vă... Uite-te la... Trebuie să vorbești cu toți băieții ăștia după. Voi cum faceți? Hai să începem așa cu prima întrebare. De ce, mă gândeam zilele astea, de ce noi bărbații, că e Sfântul Valentin astăzi, de ce noi nu ținem la nicio sărbătoare de cuplu? De ce doar fetele sunt entuziasmate de tot ce înseamnă sărbătoarea noastră, noi doi și noi nu? Adică noi, reacția noastră de obicei când, dacă noi vorbim, da, suntem în turne și vorbim, băi, Sfântul Valentin, de fiecare, adică nici, nu l-am văzut niciodată pe bordă, Sfântul Valentin, hai să iau ce văd. De 6 luni mă pregătesc. Wow! Nu, niciodată, nu. E o chestie femeilor. Cred că sunt chestii de-astea mai sensibile la care noi ținem în general. Bine, nu o să spun și reacția prietenului. E Sfântul Valentine, da, e o chestie americană. Da, dar este și dragobete, e o chestie țărănească. Apropo, mică paranteză, mi-am notat. Dacă nu știați, dragi oameni, bă, Sfântul Valentin e Sfântul iubirilor, epilepticilor și apicultorilor. Bă, jur. Au legătură între ele. Alpinele, epilepticii și îndrăgostiți. Clar, e ceva. Dragostea, păi da, te înțeapă ca o alpină. Și după aia faci spume la gură. Dar, înainte, ca să știți că, na, creștinii, după cum știți, au, ca să iau o sărbătoare mai veche, păgână, cum era în vremea aia, înainte era pe 15 februarie Lupercalia. Bă, jur, la romani, care că implica sacrificii de animale, cum ar veni de Crăciun, și sex cu diferite și multiple persoane. Iar a fost sărbătoarea asta vreodată? Da. Și s-a schimbat. A venit Valentine's Day în foii mei. Trebuie să cumperi. El a avut timp să găsească toate informațiile astea pentru că ai timp în relație. Eu n-am avut. Dar da. Femeia ține foarte mult la tot ce înseamnă sărbătoarea de cuplu.
Ține în general la chestiile care mai arată odată, îi mai arată încă o dată, la voi bărbații e clar, băi, te-am luat, e clar că te iubesc. Nu trebuie să zic în fiecare zi. Noi ținem la chestiile astea în care parcă mai ai nevoie de dovezi, să-ți mai zici că ești frumoasă, că te țin, că niște chestii micuțe. De unde e siguranța asta la femeie? Ce? Simt că mă iubești! Nu mi-ai zis că mă iubește de două ore! Asta nu e o chestie misoginie, noi bărbații am fost născuți cu, băi, toți știm să batem un cui. Eu am probleme. Dă-mi un cui și știu care e treaba cu el. Iartă, m-am scos asta de aici și... Și femeile se nasc cu nesiguranță, nu? Nu, nu mă referam neapărat la nesiguranță, asta a fost interpretarea lui. Da, așa e. Nu, este frumos. În general suntem înclinate spre chestiile astea care mai îți dovedesc o dată sau simți nevoia să mai auzim. Nu neapărat trebuie să fii romantică. Sunt niște chestii, cum cred că chestia asta de fapt e inventată de jurământul ăla la 10 ani, la tot de femeie. A, da, da, să trenuiești jurumintele după 10, sentim... după 20, după... Nu, că oricum tot ce se hotărăște, ea hotărăște, adică noi suntem la modul, da, uite ce bună idee să facem de 10 ani. Chiar am vrut să fac nuntă. Chiar? Ei! O să-i zicem de lână, că am înțeles că... Deci ea voastră, e o chestie a voastră să fiți... Da, ok, tu îmi zici mie că vreți să auziți, că să-mi spună că mă iubește încă o dată. Să-mi spună... Dar de ce cadourile? De ce... Adică... Păi cadou este că ți-ai amintit totuși că este o zi specială și că te duci spre casă cu ceva... Eu cred altceva. Adică efortul! Nu, frate, e altceva. Eu cred că, de fapt, ele vor cadouri și au găsit pretextul ăsta. Hai să fim serioși! Știți că vă iubim! Ce căca? Pe bune, deci, au găsit pretextul. Bă, cum să fac eu râs de ceva ce-mi place mie? Mă iubești, da? Păi ia. Uite că Mirela, uite ce a... Apropo, noi ne-am gândit... Eu mi-am uitat foaia, mă. Da, noi ne-am gândit să ne facem o asociație. Tu, dar hai să explicăm treaba asta. Părinții care au doi copii, există treaba asta cum că dacă iau unul, iau un cadou, trebuie să iau și celuilalt un cadou, ca să nu se simtă neîndreptățit, să nu se intervină ură. Ar trebui să existe și la femei treaba asta, ca dintr-un cartier, toți bărbații să se vorbească. Bă! Îi luăm la același cadou. Eu cred că gândești mic, ar trebui să o faci la nivel național, sincer. O asociație a bărbaților cu cadouri comune. Deci, cum zic, ca un partid, știi? Adică dacă e un dârlău care a uitat să ia cadou, mergi la asociație, sunt deja cadouri acolo pregătite, știi? Plătești lunar. Nu, mi s-ar pentru că e o concurență, degeaba. E o concurență că nu n-aș pune pe Instagram, uite, Porsche Cayenne și alta bluză. E așa. Tu nu mă iubești. 4x4. Tu mă iubești doar ciclam? Mă iubești Pegas. Da. Dar asta cu cadourile, asta e o chestie, dar oricum, pentru mine, bijuteriile la femei e o enigmă pe care nu știu dacă vreodată o să o descoper. Eu nu înțeleg. Tu înțelegi, Cătălin? Da. Că și soția mea în sală, da, înțeleg. Nu, dar serios. Da, tot care? Ce vine, dacă e vorba de a înțelege ceva într-o relație, puțulică, eu înțeleg, n-am nicio... Eu n-am înțeles niciodată. Care e faza? De ce? De ce ne plac bijuteriile? Da. De ce ne plac bijuteriile? De ce explicația de mii de ani. Bă, dar de ce sunteți aici? Cleopatra, de ce vrei aur? Da, eu am cămile de... De ce ne plac bijuterie? De ce ne place o rochie care seamănă cu cea de acasă, dar are un volan în plus? Ne plac chestii care ni se par că aduc un plus, poate chiar voi care nu-l observați. Da, iartă-mă, bijuteriile și toate astea sunt pentru un fel de luptă între voi femeile sau ca să atrageți... Masculi, n-am vrut să zic. Se zice că femeile se îmbracă pentru femei. Nu se zice, așa e. În general, aduci o notă, ai un ceva când pui o bijuterie pe tine, o notă personală, este o chestie de îngrijire. Și îți trebuie și nu orice bijuterie se potrivește la orice rochie și atunci îți trebuie mai multe. Bun, hai trecem mai departe. Trecem mai departe. Cât de important e umorul într-o relație? E foarte important. Este foarte, foarte important, dar să existe o chestie ca la bănci scris jos, așa. Cum adică? Să existe o relație de încredere între cei doi. Așa. Și fiecare cumva să
să se simtă bine în pielea lui. Pentru că sunt chestii pe care poți să le zici în cuplu și chestii care iese foc. Dacă ai făcut o glumă și aia n-a fost bună. Pentru că sunt chestii în care ea n-are încredere sau el n-are încredere sau sunt chestii care te dor. Și atunci e bine să eviți niște chestii. Pe mine... Sau dacă știi în cuplu, de asta am zis că chestiile de încredere. Dacă zici ești varză în bucătărie și chestia asta se știe, adică n-a fost niciodată un must pentru ea să fie o gospodină sau așa, nu o să se supere. Dar dacă știi că e o chestie, că, nu știu, vecina face ba da, foarte bune supere. Chestii și tu faci... Nu toate se supără. Există vreo femeie în sală care poate să-i zică iubitul ei, ești varză în bucătărie? Bine că nu mi-ai zis că stă prost părul. Eu am o problemă cu asta, apropo de umorul în relație, pentru că eu de câte ori mă lovesc în casă și mă lovesc rău, mai dau cu capul de ceva și zic, nevastă mea râde de secatul pe aia. Și pe mine mă doare și mă enervează că eu sunt acolo și ea râde în ultimul hal, zic, bă, dar ești chiar pe bune? Dar am văzut că ești mare și zic, uite, genul ăsta de glume nu mi se par ok. Gen, adică... ce ți se par funny? Nu! Ei se par funny. Da, dar e foarte ciudat. Uite, apropo de a, citisem o chestie, de-aia am și deschis subiectul de umor în relație. E foarte important, ca să fie o relație sănătoasă și de lungă durată, pe lângă faptul că să fii prieten cu celălalt, pentru că de-aia, uite, eu cum sunt cu Cătălin, noi de-aia avem o relație foarte bună, serios, o luăm non, no homo, dar noi ne facem tot mai ales să mă îmbrac eu în rochea aia de-ți place ție. Termina-te tu. Termină, nu, tati. Ideea e că noi, ca și relație, funcționează foarte mult și ajută mult chestia asta, să glumim unul cu altul tot timpul, să ne tragem un pic, să ne căutăm limita aia. De... Da. Vorbești de teasing, de puțin... Da, exact. Da. Tot timpul. De asta am zis, la teasing mă referam și eu când am zis, la puține ironie și la tachinări, dacă într-adevăr s-a consolidat cumva încrederea în cuplu și nu... Nu sar calul, adică știi că nu te duci într-o zonă în care... Da, în care pe ea calul? O deranjează sau invers, poate și pe tine dar te deranjează. Dar mi se pare mega obositor să stai tot timpul să te gândești. O să fac o glumă, da. Ce glume proaste ai făcut, Cătălin? Hai zi. Zi-o e pare. Greu să-i spui, adică asta cu umorul într-o relație, mă gândeam că e și o scăpare la un moment dat pentru noi bărbații când vedem că v-a supărat și zice, da, stai mă că am glumit. Și te-ai scos. Da. Ai glumit, ok. Ia uite, noi am cerut pe mail în podcast, am cerut de la oameni scrisori și chestii, am primit una foarte interesantă, e o problemă, chiar, da, e o problemă. Scrie așa, salut, mă numesc, n-o să le folosesc numele reale, când o să-l înlocuiesc cu Nelu. Da. Salut, mă numesc Nelu și am 29 de ani. Sunt într-o relație de 5 ani jumătate cu iubita mea. Este o femeie minunată, ne înțelegem foarte bine și mi-ar plăcea să avem un viitor împreună. Ok. Singura problemă pe care o am este că de ceva vreme formele ei odată superbe au devenit plăcut rotunjoare. În paranteză scrie bine, mai puțin plăcut și mai mult rotunjoare. Pentru că o iubesc, îi vreau binele și aș vrea să o ajut să-și dea seama că nu e în regulă și să facă ceva în sensul ăsta. Am încercat să o iau cu mine la sală, dar cică o deprimă. Am încercat să-i sugerez să mănânce mai sănătos, dar și asta o deprimă. De fiecare dată când încerc să deschid subiectul, îmi spune că dacă ea mă acceptă așa cum sunt și eu ar trebui să fac același lucru. Cum să fac? Pup pe mine. Te las pe tine, Raluca. El o să vadă înregistrarea asta, chiar o să vadă. Păi, nu știu, nu-mi dau seama dacă i-a spus direct sau dacă păi nu, formele astea au fost puțin din ce am înțeles eu acolo, indirecte. Omul nu i-a spus direct, că nu i-a spus, băi, femei, vezi că deci trebuie să schimbăm tocul la ușă, nu? Da, a încercat să facă ceva împreună cu ea. Da. Să-i dea de înțeles, dar ea nu a înțeles. El i-a dat de înțeles, cică, i-a dat de înțeles, dar nu i-a dat de înțeles, hai cu mine, dar poate că ea n-a perceput-o ca fiind, băi, sunt grasă când ne zici, hai cu mine la sală sau nu vrei să mănânci mai sănătos. Mm-hmm. Nu! Adică poate, nu. Poate că făcea sală pe cine e grăsuță și de cum îi spui partenerului într-o relație? Adevărul doare, nu? Doare dacă nu e construit asta, ziceam la început, o relație de încredere. Omul a zis că are 5 ani totuși. Da. În 5 ani bănuiesc că au
tot vorbit 11.000 de subiecte, nu toate foarte plăcute pentru amândoi. Da. Na, fiecare într-o casă vine cu un bagaj. În bagajul ăla sunt valorile, credințele lui, cum cred că trebuie să fiu într-o relație, cum cred că trebuie să fii tu în casă, cum trebuie să fiu eu în casă, etc., etc., toate sunt așa. Și ele trebuie cumva să se reunească, nu sunt identice, evident. Așa. Deci, normal că unde, probabil că în 5 ani au mai avut disensiuni pe diverse chestii. Acum, dacă s-a rupt patul, s-o fi întâmplat, îți dai seama, da? De ce nu caută să-i zică într-un mod finuț și să înceapă cu partea, nu știi, eu te iubesc? Stai că asta e foarte important. Și să înceapă cum cu partea. Cum îi zici unei femei într-un mod finuț? Te rog, eu acum notez tot în cap. Deci, toți bărbații de aici sunt așa, te rog. Te rog, zim. Bă, aflăm secretul! Poate să înceapă, de exemplu, să o invită undeva la un suc, ca să nu fie pagubă în portofel, n-am zis băi, cine, și niște Valentine la o cafea, la ceva. Așa. Da? Și să vorbească despre relația lor și despre ce nu-i convine și ei, ca să-i dea prima șansă a ei, eventual. Stai să ne înțelegem, mică paranteză. Nu e nimic în neregulă cu faptul că ești mai plinuță, no, dacă no, așa no, te no, simți. Pentru no, el no, este în neregulă. Nu, știu, pentru el, da? Da. Asta e altă chestie care vreau să vorbim mai încolo, apropo de oamenii care ești într-o relație, începi într-un fel și se schimbă cel de lângă tine. Jana se transformă. Fie. Stai mă că notează bărbații, ai întrebat. Așa, doar vreau să zic că o chem la o cafea, da? O chem la o cafea. Bun. Am zis acum o metodă mai, că nu știu cum ce relație. Orice ești. Metodă mai e bună. Mai diplomat, orice. Să zicem, dacă sunt mai diplomat. Și poți să încep să întrebi cum te simți așa, cum ce nu-ți place ție la mine, să începe departe. Și la un moment dat când ea zice și se creează totuși un teren în care ea își permite să zică și nu mai râde. Și tu nu te stresezi, adică nu țip la ea. A, da, nu-ți place, dar stai, pe și tu ești grasă, mă! Eu așa vedeam. Nu. În capul meu așa era. Nu, a, deci ce nu fac se eu? Enervează, el rămâne cu smile, înțeleg, a, da, eu nu las capacul la budă, dar nici tu nu lași hamburgerul ăla, ceva. A, da, uite, n-am știut că te deranjează de 4 ani, că nu las capacul la budă sau așa, uite, acum o să-mi dau mai mult silință. Ei, când se creează o chestie în care niciunul nu se ajunge să escaladeze și să... nu se enerveze, poate să-i zic în contextul ăsta, uite, știi când ne-am cunoscut să-ți amintești așa? Arătă poze pe Facebook. 5 years ago, mace! Uite, încăpea și vecinul în poze. Acum nu mai, suntem doar noi doi în poză. Subtil. Nu sunt, și uite, dar de eu, 3 luni nu mai... tu, ia uite. Da, tu erai, n-ai mai încăput în poză. Nu, da. Nu mai, în modul ăsta. Și să poți să-i zici niște chestii de genul ăsta, că știi că îți făceam complimente despre corp și că îmi plăcea foarte tare corpul tău și ceva, și să ajungi cumva la chestia, că mi-ar plăcea să revii la forma și pentru tine, că e sănătos, și să-i spună într-un fel, practic, dar după ce a creat o chestie, că dacă vii direct așa, în primul rând când zici cuiva ceva ce nu-ți convine la el, toți facem chestia asta, da. Intri în apărare. Deci nu-mi convine că ai lăsat capacul la budă. Da. A, dar mie îmi convine când tu... Deci nu are cum să ducă decât agresivitate la agresivitate. Și atunci dacă începi cu un fond drăguț, okay. Omul are chef să te mai asculte mai după aia totuși. Nu crezi din start... întâi ne punem apărarea și după aia poate mă duc în baie și îmi dau seama, mă machiez și îmi dau seama, bă, săracul, stai puțin că a zis așa, da... A zis într-un ton nașpa și nu mă mai ies din baie să zic, băi, știți, mi-am înseamnat că de fapt ai dreptate. Îmi pui, mi-ești nervoasă și nu mai pot să zic chestia dar asta. Eu mă gândesc că inclusiv problema asta e, dacă e o problemă și transformarea asta, a venit după o problemă reală pe care fie nu și-a asumat-o, fie o ascunde în fundaș. Se referă hormonal sau la ceva? Fie hormonal, fie o dramă psihologică, fie ceva și aia a făcut-o să renunțe la... Dar putea să vorbească, mă, sincer de chestia asta. Adică dacă el începând cu chestia asta, mă gândesc și la sănătatea ta, dar și că mi-ai plăcut și așa, și acum îmi place și înțeleg că te transform și așa, dar hai să vedem care scaun sau ce am putea să facem. Nu, dar el pune o problemă foarte mișto pentru că voi, fetele, puteți să ne spuneți nouă absolut tot la modul tranșant. Băi, spală-te! Puți, adică nu ne chemați de undeva fă... cadru frumos, facem o FIFA întâi, tu îmi dai un cot așa, băi! Pentru că... Ia uite cum aleargă ea în FIFA, cred că au transpirat, știi, au tăiat așa ușor. De asta zic că omul ăsta, Nelu, cum i-am zis eu, el pune o problemă foarte bună, vreau să sunteți mai sensibile. Cătălin, dar hai să zic de ce probabil noi suntem mai sensibile, că și voi evident că aveți un grad de sensibilitate, sunteți oameni și voi până la urmă. Dar faza este că pentru...
Noi trecem foarte ușor peste astea, pentru crede-mă. Că am zis de valori, pentru că pentru voi n-are valorile, astea nu sunt așa de importante. Deci dacă e unei tipe care arăta bine, iartă-mă, și acum ai zis, băi, te-ai îngrășat? Eu suc burta de 10 ani, te rog frumos. Nu-mi zice, inclusiv, nici nu. Uite, pentru el este o valoare importantă. Deci dacă îmi zice soția, a fost te văd un dansator că ai burtă, super, crede-mă, deci. Dacă deci probabil că dacă îi zici de burtă, la el o să simtă, nu o să fie cum... Păi i-a zis nevasta, că am fost eu acolo, a zis nevasta și nu i-a zis o drăguț, i-a zis, vezi că ai țițele mai mari ca mine și i-a zis-o de ești... față cu toți, pentru că femeia are și tendința de a ne umili în public. Bă, l-ați văzut pe jegosul ăsta? Perfect. Când are crowd, știi, în jur, uite, atunci să... e... Hai să-l întrebă pe Nelu cum a fost pentru el atunci, dacă a fost blanc? Nu, hai să nu-l vedem pe Nelu. Dar desbracă. Nu, 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 cum a fost pentru tine să zică chestia asta? Te-a deranjat sau... A, nu, stai, spune, sunt bărbat, frate, ce să... Puțin te-a deranjat. Puțin te-a deranjat. Dar normal că te deranjează un pic. Păi uite, că, pe noi nu... ne deranjează puțin mai mult în general, pentru că valorile noastre sunt mai legate de aspectul fizic, de a rămâne, nu știu, filiformă sau arta într-un fel. A, deci ziceți cumva că sunteți superficiale, asta spui. Nu, n-am spus. Ne interesează și aspectul fizic. O să fie o sticlă fizic, în cap, undeva din zona. Superficiala e mătat. Asta chiar e o problemă importantă. Sunt mai valoroase chestiile astea pentru noi și de asta pe voi, nu că nu vă ating, dar nu sunt așa importante. Călin Giambașu a făcut o chestie, mie mi s-a părut mega ciudată. Călin Giambașu i-a dat întâlnire soției lui în bucătărie. El, serios, deci fiți atenți, e foarte, foarte creepy, ciudat, dar interesant în același timp. I-a dat întâlnire în bucătărie. De cu o zi înainte, azi, mâine la ora 8 ne vedem în bucătărie că trebuie să discutăm. El toată noaptea a făcut un formular de 100 de întrebări cu variante de răspuns da sau nu. I-a dat soției lui și erau întrebări în, bă, în cel mai mic detaliu, la modul, te deranjează că eu fac aia, da sau nu? Ea de bun simț a răspuns nu, că na. Doar că s-a păcălit, pentru că la final a pus-o să semneze subsemnata, nu știu cum, Giambașul, semnez vreo răspundere că am fost în deplinitatea facultăților mentale când am răspuns la întrebări. N-am mai avut nicio ceartă vreodată, pentru că ea când îi spunea lui, păi n-ai făcut aia, wow, wow, wow! Wow! Întrebarea 48! Ai semnat! Nu mai ai voie să te deranjezi! Cu despăgubiri! Deci dacă ea... Am uitat de asta! Deci dacă ea încălca un punct, te dădea 2 milioane! Voi sunteți nebuni la cap? Ce bun e asta, sunt! Bă, jur, ne-a arătat, ne-a trimis poze cu formularul, 100 de întrebări, în cel mai mic detaliu. Pentru tine crezi că sunt bun la pat? Ce? Da! Mai plângete mă. Ai orgasm cu mine? Da, păi aia dacă mima venea ăsta. Păi ce-am făcut, mă, femeie? Da, chiar așa? Incredibil. Da, e bun, e un fel de contract prenupțial pentru tot. Raluca spune o chestie foarte interesantă, că practic ar trebui asta construită de la începutul relației, da? Doi oameni care vorbesc de la început și își zic, bă, dacă te deranjează ceva nu la mine... Nu chiar de la început, acum, nu o să ieși de la prima întâlnire. No, da, ar fi culmea, da, da. Ești de... cam grasă, da? Da, mă rog, sper că ai decât să-ți slăbești. Te conving eu! Asta e o problemă a femeilor care încearcă să schimbe bărbații, Jesus Christ. Adică, eu, nu știu, eu n-am fost nicio relație să încerc să schimb femeia. Tu, Eu am mai vrut să o schimb. Tu ai fost femeia în relație oricum, deci nu se pune problema. Dar, pe bune... Eu am mai vrut să schimb femeia, dar mi-a luat o tigaie în cap și Noi vorbeam despre chestia asta la un moment dat și nu înțelegeam de ce femeia încearcă să schimbe bărbat. Mai... Ia, lămurește-mă. Mai ajustează neapărat. E ca un sculptor, exact. Ia să mamă, te aici. Mamă, cum sună, l-ajustez. Iubirea pentru mătaica mare. Hai să mai luăm. Bă, asta era o problemă pe care vorbisem eu cu Nelu și vrem să te întrebăm și pe tine. Asta cu pilonul financiar al relației. Știi că doi oameni pornesc de la început, să zicem, egal, da? Da. Tu câștigi atât, el atât, da? Și la un moment dat se schimbă foarte tare pe parcurs treaba asta când unul dintre ei începe să câștige mai mulți bani. Și întrebarea lui Cortea, pune tu. Oh, bine. adică e ok să fie într-o relație. E ok așa să fie un alfa. Așa. Sau
funcționează în vreun fel să fie 2 alfa sau 2 beta? Adică cum... Ne referim doar la financiar acum? Nu doar, nu doar, nu doar. Pentru că ascensiunea unuia poate să fie pe orice fel de plan. Poate să fie, dacă doi actori, de exemplu, unul să fie vedetă, să ajungă vedetă între timp și unul nu și, și așa mai departe. Da. Adică, care-i nici nu știu. Presupun că e normal să fie... Da, cred că am înțeles întrebarea. Dacă e normal să fie 2 alfa sau cum este mai bine ca să-ți răspund ție, dacă decalajul, dacă bărbatul câștigă ulterior mai bun, este foarte bine. Excelent. Și ca... Mai vrei? Așa, te rog, te rog. Așa, și ca să răspund ție, Nelu, nu are... Mă rog, sunt cupluri în care există, el e alfa sau ea e alfa și merg, și funcționează pe tiparul acela bine. Și atunci, dacă toată lumea e happy, dar mă îndoiesc că se poate să fie happy, dacă ești tot timpul poziționat în beta, să zicem, și ești cu alfa, da, master, nu știu cât de happy este beta. Să zicem, nu știu, Georgel și cu Matilda. Dacă Georgel este... cel alfa și Matilda tot timpul și se simte protejată sau ea a căutat o zonă de protecție și pentru ea așa e prototipul bărbatului ok, atunci o să fie bine. Dar dacă Matilda nu este ok, dacă la niște chestii pe care le simte că ea totuși nu poate să ia decizii, nu are nimic singură și independentă și la un moment dat începe să se simtă frustrată, nu are cum să fie ok. Deci părerea mea că cel mai bine ca să fie un echilibru este să existe alfa și beta pe... ca să folosesc beta. Adică cu schimbul? Georgel și Matilda să facă cu schimbul, pentru că tu te pricepi, nu știu, mai bine l-a bătut cu ei, că ai dat un exemplu. Nu, se... Mă rog. Te-ai lăudat? Doar în Amsterdam. Poate Matilda se pricepe mai bine la organizat excursii și atunci Georgel ar trebui să o lase pe Matilda. Adică să facă cu rândul, pentru că fiecare știe unde este mai ok. Poate Matilda știe restaurantele mai bine decât Georgel și o să aleagă ea seara de Valentine. Așa. Și adică să-și lase fiecare libertate într-un domeniu în care se știe că se pricepe. Eu am prieteni pe care nu i-am înțeles foarte tare când ei se plângeau că soția sau iubita câștigă mai mult. Așa. Și era perfect. Ești nebun la cap. Eu asta m-am dorit toată viața. O femeie bătrână care să mă întrețină. Pentru că n-am caracter. Dar serio, adică se simțeau puțin demasculinizați când ea venea acasă și... Da, probabil că imaginea lui, prototipului despre mascul într-o relație era că el este la care face și probabil că apărea un complex de inferioritate că ea aduce mai mulți bani. Deși chestia asta se poate schimba oriunde, adică dacă tu ești ok cu tine, de asta am zis că la baza unei relații, dincolo de faptul că trebuie să existe încredere în relație, fiecare trebuie să știe totuși să fie ok puțin cu el. Că dacă îi zici ceva și imediat se lezează, înseamnă că are o problemă de încredere și nu trebuie să cel lasă umble ca și cu nou că, Doamne ferește, da, 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 da. Am pățit asta, să știi. În facultate, nevastă mea făcea... cu doamnă bătrână și bogată. Nevastă mea făcea mult mai mulți bani. Nu, cealaltă a pățit-o. Serios, nevastă mea la un moment dat făcea mult mai mulți bani decât mine și mă simțeam, bă, de eram așa, de bă, dar... Eu chiar așa trofeu, adică ce dracu, doar vine acasă și... Aoleo! Bă, mă, ieși afară! Hai, du-te, dracu, că-ți place! Aoleo! Mă imaginez că te dai tu singur în casă așa, în maranjau, bă, da, în capoțelul ei de mătase. O așteptam acasă. Bă, dă-i un trofeu! Bă, da, îți jur, deci stăteam acasă... Mă folosește doar sexual! Dar eu am sentimente! Dar jur că făceam... tot felul de căcaturi, reparam, adun, făceam mâncare, am făcut prăjitură! Wow! Ești nebun! Nebuno! Bă, dar mă simțeam că trebuie să fac ceva! Să mor dacă nu, bă, e nașpa? Ai rămas gravid! Îți trebuia o ocupație! Jur, acum nu mai e problemă, că îți dai seama că sunt alfa și e super. El spunea la început că am divagat puțin că femeile încearcă să ne schimbe, da? Da. Încearcă să ne schimbe, încearcă să ne modeleze, să ne aducă la varianta cea mai bună a noastră, da? Pentru ele. Nu, pentru ele. Da, el a zis bine, îmi pare rău. El a zis bine. Pentru că fiecare intră în relație cu niște prototipuri. Cum ar fi bine să fie bărbatul pe care mi-l doresc eu de când sunt mică? Da. Și tiparul ăla este un fel de...
Să nu fie ca tata când era așa, să nu fie... Să nu fie ca tata când era beat. Așa, să nu fie ca... Eu să nu fiu ca mama când era așa, să nu fie relația cum era la ai mei în niște momente, că probabil toți am avut niște suișuri și coborâșuri, să fie așa, să fie așa, și tot alcătuiești un portret. Și la un moment dat îl întâlnești pe Georgel. Care da, mai bea și el, da. Nu prea pare, așa. Pare blanc ce așa când îl ești, pare blanc. Date, da. Dacă traumele sunt mari și nu ți le-ai rezolvat, dacă Georgel, săracul, că ai zis de băut, iese la o băută cu cineva seara și stă mai mult, o să-i se activeze mea Matildei. A, semen cu tata sau o chestie de genul ăsta. Dacă Matilda a rezolvat cumva chestiile ei și știe că Georgel iese rar sau se îmbată o dată la două zile. Se îmbată rar! Se îmbată rar sau n-are nimic din patternul de care ea a fugit, atunci este ok și înțelege și dă independența de genul ăsta. Să iasă fiecare, să oricum este bine într-un cuplu, fiecare să aibă activități și separate. Nu mai lipit. Asta o punem pe repeat pe filmare. Asta o punem ca lup, așa, lup. Separate. Da, secretul relației distanță. Am răspuns? Când termin vreau să... Da, într-un fel ai da. Așa. Vreau să-ți citesc o altă chestie. Când ne jucăm, ne jucăm. Vrem și noi FIFA, un Assassin's Creed, ce mai drag. Vreau să-ți citesc o... Uite că... noi greșim când ieșim la bere, când nu știu ce, fără că nu, adică nu știu cum să te explic, că nu trebuie să vă cerem voie permanent sau nu știu ce. Și pe voi poate vă deranjează anumite chestii pe care noi nu le observăm. Da, mie îmi place să ies la bere cu băieții, ție nu, da? Da. Că nu-ți place că ies eu la bere cu băieții, nu să ieși tu. Dar a doua scrisoare e în felul următor. O să-i spun, o citești tu? Asta scurtă? A, nu, o citești tu. O să-i spun Nela, că nu-i... Hai mă, dar serios. E de la o domnișoară. Iubitul meu face ceva greșit. Așa a început. Hai să nu. Asta e toată scrisoarea. Nu-l iubesc, nu. E greșit. Eu, bineînțeles, mă supăr pe el. Deși îi explic motivul pentru care m-am supărat, în loc să mă împace, se supără și el pe mine. Tot eu, nedreptățită de la bun început, trebuie să-l împac pe el. Cum fac astfel încât atunci când mă deranjează ceva să nu ajung tot eu aia care trebuie să-și ceară scuze? Patru semne întrebării. A, da. Patru semne întrebării. Devii insensibilă și nu te mai superi din start. Bravo! Glumesc. Wow. Păi depinde dacă le-a tot zice că ea e tot timpul nedreptățită, cred că s-a creat o relație acum, ori îi place să facă pe victima. S-ar putea. Ori este victimă în relație. Adică eu vreau să văd ce zice. Există un triunghi, da? Victimă, acuzator și salvator, pe care tot îl parcurgem, că toți suntem fiecare din poziții. Și, dar unii dintre noi ne place să stăm puțin mai mult într-una din poziții. Dacă ea se simte mereu nedreptățită... Știu, doamna psihologi, Cătălin. S-ar putea să stea într-una din poziții mai mult. Acum n-am cum să-i zic ce să facă. Are să nu mai folosim asta că îi place să stea într-o poziție mai mult. Nu? În poziția de victimă, mă. Așa. Da, mai. Uite, vezi, asta e problema cu voi bărbații, că vă gândiți numai la poziții înalte. Hai să nu ne certăm. Că oricum mă simt nedreptățită. Deci, poate ar trebui să fac o listă, apropo de prietenul tău. Așa. Dar nu e prietenul meu, stați așa. Cu ce se... Mă rog, cu Cătălin. Ca o al lui Cătălin, ca lista, Cătălin îl chema? Călin. Călin, scuze-mă. Așa, ca să mă întoară listei. Cu ce se simte nedreptățită? Așa. Și să comunice în felul ăsta, să-i dea prietenului să înțeleagă și el la ce se simte nedreptățită. Păi din ce am înțeles eu, când el face ceva greșit, deci nu trebuie să-i facă o listă, când el face ceva greșit, ea se supără. Așa. Și el se supără că s-a supărat ea. Așa, și ea ajunge să-l să-și ceară scuze că s-a supărat, da. Da, pentru că probabil că ea nu-l suportă supărat. Adică ea se simte aiurea să fie cineva supărat pe ea. Da, se poate. Ei, deși eu cred, mă izbesc și eu puțin de chestia asta. Și tu? Ce drăguț. Pentru că o țineți mult. Am înțeles, te-ai supărat, gata. Zile întregi, priviri tăioase. Ce, n-am nimic. Mă lovesc în tocul de la ușă la degete noaptea, adică e cu blesteme. Mi se întâmplă că căcaturi, se rup scaune sub mine. Mă sună ANAF, adică ceva e...
Și nu înțeleg, de obicei sunt lucruri simple. Dar stai adică... să te întreb ceva. Deci când o ținem noi așa de mult, da, adică faci o prostie mică. Da. Și noi o ținem disproporțional de mult. Da. Așa. Ulterior mai faci prostia aceeași prostie mică? Da. Și dacă am ține mai puțin? Da. Okay, da. Nu mai bine, nu mai supărați deloc. Adică e o pierdere de timp. Ce nu ne acceptați așa cum sunteți? Sunt niște copii proști. Asta... Noi de-aia repetăm aceleași greșeli și aceleași tâmpenii. Adică majoritatea din noi nu le facem neapărat din răutate, doar suntem proști. Oricum, cea mai, una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac oamenii, am auzit și eu treaba asta, e să ai tendința la un moment dat într-o relație să crezi că celălalt îți aparține. Da. Adică știi cum era pe vremuri? Presupun că proprietate. Ea e femeia mea. Nu era lui, dar așa zicea. Sau el e bărbatul meu, el e a meu. Vorbesc de bunicii mei. Sau al meu. Sau a meu. Eu de la începutul relației cu nevastă mi-am stabilit treaba asta, că va muri fiorul dragoste și așa, când eu o să am impresia că ea mă aparține. Și tot timpul e o luptă cum să țin, cum să o țin lângă mine, cum să o țin lângă mine și la fel, cum să mă țin lângă ea, cum să mă țin lângă ea. Și s-a creat un fel de întrecere, ceea ce e o chestie benefică, mm-hmm, practic, că nu mai stau să mă gândesc la căcaturi, ci doar cum să-mi fac femeia fericită, ca să o păstrez acolo. Ea are bagajele tot timpul. E o valiză mare în care scrie AMR. Adică nu e, dar așa e, presupun, nu? Nu, ce ai zis e foarte fain și chiar foarte mișto. Mulțumesc frumos, am citit și am pe glumit. Google mult. Nu, nu n-am glumit, deci e foarte faină chestia asta, pentru că, nu știu dacă face, e cam tristuța asta, dar o să zic. În general, când ne căsătorim și mai trec și mulți ani, așa... 13. Nu mai avem... mi se pare că femeia este și machiată și nemachiată, că nu mai e... Nu mai are rating pe piață, ca să zic așa. Adică dacă iese, dacă iese, nu mai vede cineva sau... Nu vezi și frumoasă și nefrumoasă și machiată și nemachiată, nu ți se mai pare că cineva s-ar mai uita la ea. Așa. Și din cauza asta... Nici noi, nu, femeile, ne mai îngrijim așa de tare, că, na, știi, pe același, nici el, nu mai există chestia asta care zici că o faci, e foarte faină, da, de a o cucerime rău și de a lăsa o nesiguranță, care totuși aduce o zonă erotică și pasională în relație. Da. În general, chestia asta se pierde. Și e foarte faină asta pentru că niciunul din parteneri, în general, nu muncește la chestia asta. Cum am zis, păi, mai, nu, dacă-s lângă tine, nu e clar că te iubesc, sau, dar nu mi-ai mai da, zis că sunt frumoasă. Dar ești frumoasă dacă îmi dară să apreci. Și, și oricum i-am scris pe frigider. Și invers, că poate și voi aveți nevoie de niște, neapărat în zona fizicului, poate aveți și voi nevoie de, poate, sigur, niște feedback-uri. Băi, bravo! Aici vreau să ajung, de fapt. Aici vreau să ajung. Păi, atunci ce... Tu de aia nu te-ai îngrășat, mă, de atâta vreme. Ți-e frică să nu te lasă. De aia, mă, că de aia m-am îngrășat. Eu aștept complimentul ăla. Chiar, fetele, femeile, de ce nu vin la noi, dar la bărbați, să zică din când în când, băi, puțulică, wow! Wow! Dar cred că vin! Deci cum îți stau budigăi astăzi, wow! Dar cred că vin și cred că fac și, adică în relațiile ok sau care caută să fie, să se îmbunătățească, este ok și femeia se gândească că și el are, și el e om și el are nevoie de feedback-uri, dacă nu neapărat ce frumos e și cum îți stau budigăi, poate în alte zone, nu știu ce zone, s-au crescut bicep și nu te duci la sală degeaba, nu știu. Pe noi, sincer spun, Raluca, pe noi ne interesează mai mult, adică nu ne interesează aspect, un maxim de compliment de la o femeie ar fi pe partea sexuală, clar, deci n-ar fi pe înfățișare deloc, adică poți să mă urăști. Înfățișare sexuală. Cum? Înfățișare sexuală, merge și pe aia. Adică dacă îmi complimentezi, complimentezi esteticul sexual, eu sunt foarte fericit. Esteticul se... Da, păi da, ok, zic, da. Adică... Și performanța, că pe noi ne interesează performanța. Adică tu în rest poți să mă tratezi ca un gibon, dar atunci să-ți spui, bă, băiatule, era să mor! Doamne, mi-am văzut viața în fața ochilor! Odată s-o aud vorbind cu o prietenă, fată, vino să mă iei! Urmează a cincea oară, n-am mâncat astăzi! De o lună nu mănânc, Andreea! Adică un compliment fain s-ar părea ca în timpul ăla ia să ia telefonul să formezi 112, deci. Bă, dar în timpul ăla, știi, să facă...
Și să-ți răspund un dispecer. Care e problema? Tu ești problema. Eu cred și ok, vreau să ajungem și la sex. E o problemă importantă. Când eram eu mai mic, tot timpul m-am gândit la treaba asta, că într-o relație, când eram mai mic, îmi imaginam că e mai puțin în procente. Adică când eram eu mai tânăr, îmi imaginam că într-o relație sexul e cam să fie 50-50%, da? Dar nu e așa. Dar cum e? E 70-30. No, eu știu un exemplu, ți-l și ție, de cuplu care au fost împreună mulți ani, vreo 13 ani, dar în ultimii 4 ani nu și-au mai tras-o deloc. Bă, deloc. Și bineînțeles că s-au despărțit. Și au fost multe probleme, nu s-a înțeles de ce. Și mi-am dat seama, eu oricum, după o săptămână de ne... Eu te știu, dar nu e nebun. Am fost în turnee, las-o dreapă. Păi era în fața guvernului. Trebuia să dau și eu. Și, nu, dar mi se pare că e foarte, foarte important. Și mai ales după o anumită vârstă, după o anumită perioadă cu aceeași persoană, când ajungi să îi cunoști fiecare centimetru din... Și să explorezi, tași, Cătăline, că știi ce... Soția mea încă nu știe fiecare centimetru. Okay, hai că mă duc să plâng în spate. Dar mie, personal, mi se pare că e foarte important. Cât de important e, de fapt? Hai să vorbim așa... Ca psiholog, da. Mă, este foarte important. Este foarte important. Am știut. Pentru că sunt multe cupluri care se și împacă în pat, pentru că este o zonă care merge bine. Doi, hormonal, când există detensionare, normal că ai chef să vorbești și să râzi, să faci chestii mai multe. Deși după? Ai chef să, cine are chef să vorbească după? După o perioadă. După o perioadă, scuze. A doua zi. Nu perioada lungă așa. Deci fiziologic este sănătos. Și doi, chestia asta cu neatragerea și o plafonare în care fiecare e într-o direcție, că nu cred că se atrofiase nici de o parte, nici de alta, da. Și nu cred că nu vedea, nu, ci fiecare din ei probabil că se uita la sexul opus pe stradă, exact, în continuare, nu? Dar nu mai găsești nicio atracție la ce este lângă tine, pentru că nimeni... Practic, o relație trebuie muncită, trebuie să depună fiecare un efort în a aduce ceva nou și a păstra ce zicea Cătălin înainte, erosul ăla, străduindu-te să-l cucerești, să... Eu nu-i zic eros, îi zic că am și rate și apartamentul că nu mi le-am îndurora. Chestia asta, să nu există așa o siguranță și o plafonare că ăla e al tău și că nu se uită nimeni la ea și nici la el și știi că o să vină acasă și e ok. Exact, am zis pe toată viața, pe toată viața. Da, când e chestia asta, nu mai există nici sare și piper. Asta e faza. Bun, și acum o întrebare scurtă. Așa, văd, te simt. Monogamia. Stai! Bravo, mă! Nu, până la monogamie, că am o scrisoare. Deci, bă! Păi hai că despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Dar până la monogamie, eu cu Nelu am stat mult de vorbă. E o problemă care ne apasă pe amândoi, Raluca. Eu doar și spine, nu știu ce vorba. Băieții sunt cu noi la faza asta, ei încă n-au dat voce chestii. Dar o zicem, o zicem. Hai să o citesc de pe foaie ca să spunem. Libertatea bărbatului de a se uita nestingherit la porno. Cât de ce? De ce nu putem noi? Pentru că și a mea și a lui am primit amândoi critici, chestii, eu acum sunt practic, eu am parental control de la... Vorbesc serios. Deci am parental control și dacă mă prinde cu o linie, cu o riglă ca în liceu, îmi dă, știi? Există cumva vreo modalitate, de exemplu, ca partenerii să se uite amândoi sau să fie o chestie de cuplu? Da, există. Da? Da. Încă, iar scoate carnețelele. Și cred că ar crește intimitatea. Pentru că probabil bărbații se ascunde chestia asta față de... Așa, da. Că și închipuie că ea nu... Ba ea da, că și ea este în pat cu tine. Și ea? Și ea, da. Femeile se uită la... De hai să aplaudești femeile care... Wow! What?
Really? Ce tare! Deci aplauda și nevastă, mă? Ce tare ar fi! Deci bărbații și închipuie că este un subiect tabu și că ea nu ar fi de acord. Da. Și din cauza asta devine ceva așa ferit și pe ascuns. De ce să nu vorbești? De ce să nu fie de acord? Adică de ce să nu încerci să vorbești în primul rând? Ca să o faci vizibilă chestia asta, să nu mai fie ceva ascuns și atunci cu atât mai mult ea să fie curioasă sau să... paroleze sau de astea. De ce să nu vorbiți împreună de chestia Pentru asta? Pentru că, din ce am vorbit eu cu soția mea, se pare că la voi femeile e o chestie informațională. Voi vă uitați la filme XXX asta, ca să vă informați. Ca la un la documentar. Voi nu e nimic. Da, ca la un documentar, știi? Iată, așa, băiatul cu pizza care ajunge și... Și ce se întâmplă? Noi, animale! Știi? Așa mi-a prezentat-o, că în capul ei, și presupun că femeile ne văd pe noi undeva niște buncăre prin București. Și s-auzi și zgomot. Ia uite, așa, da, gata, nu treceți pe acolo. Așa, adică... Și noi ne uităm informal. Lasă-mă, te rog, să pun o întrebare în public. Te rog. Așa. Deci noi femeile ne uităm la filme porno și luăm notițe. Da. Așa, ca să fim foarte bune pentru voi bărbații. Așa, și o să rog femeile din sală care nu se uită doar pentru a lua notițe la filme porno să ridice mâna și care sunt normale. Să aplaude, este mult la simplu. Deci care se uită la filme porno, când se uită, dacă se uită așa... Aplaudem cel mai bine, da, mulțumesc. Care se uită Stați, și... Doamne, să fie întrebarea până la capăt. Care se uită la filme porno, nu doar să-și ia notițe, și care și simt ceva chiar la nivel fiziologic, na, să finalizez. Hai acum, aplaudați. Deci vreau să aplaudă femeile. What? Okay. Doamne, câte priviri de bărbați întoarță la el așa. Ce, mă? Ok. Deci pentru că și noi suntem oameni, da? Clar, dar nu eu sunt pentru. De ce nu ne da șansa să ne întrebați? Eu i-am dat Ai toate șansele. I-am făcut chiar și eu cum se făcea pe mixtape pe vremuri, am făcut. Dădeai din greșeală pe televizor. Da, ia, și toate ia uite, aoleu, haide. Următorul și ăsta. Nu pot să schimb. Aici, evident, acum glumim. Mulțumesc, fetele. Da, și băieți, doamnele. Mulțumesc, fetelor, acum. Glumim, dar da, se poate chestia asta dacă există la fel zona de încredere în care ea nu aparea, dar uita la aia sau aia e mai bună decât mine. Așa, deci dacă nu apare o zonă de genul ăsta, o neîncredere a femei sau o neîncredere în relații. Adică dacă bărbatul ăla se uită când e cu ea pe stradă după toate femeile, mă îndoiesc că o să-i facă bine să uită la un film porno împreună cu prietena care zice, mă, ne simți, tu nu te mai uita când ești cu... Acum depinde și la ce filme te uiți porno. La ce categorie? Nu, de categorii zic. Dar nu-s rasist, mă uit la... Girl on girl... Girl on girl, girl with tot. Păi nu, asta zic. Ce mesaj dai? Cătăline, ce mesaj dai mai departe? Și asta e o chestie. Chestia că prima întrebare pe care mi-a adresat-o a fost de la ce te uiți? Adică ea fiind brunetă, prima întrebare a fost blonde, nu-i așa? Știi, deci s-a dus în zona aia, practic, și a zis, nu, eu pe tine te caut. Dar nu te-am găsit, eu am stat acolo, Livia, nimic, ia uite, dar blonda asta ce o face, mă? Deci e important. Mergem mai departe la monogamie, că a zis el așa. Vreau să citesc a treia sesoare, pentru că avem și doi invitați. O să vedeți o chestie fantastică. Deci asta jur. Deci, wow. Citești tu. Bună, Bordea și Cortea. Numele meu e Cătălina. Și aș vrea să știu părerea voastră și a specialistului... Mai tare. Aș vrea să aud părerea voastră și a specialistului despre relațiile deschise. Eu și partenerul meu avem o relație deschisă de 5 ani. Totul merge super. Pe lângă chimia extraordinară dintre noi, există și foarte mult respect și sinceritate. M-aș bucura dacă aș sau am putea, împreună cu voi, să ajutăm cuplurile tinere. What the fuck? Care sunt curioase să construiască o astfel de relație, dar le e greu să deschidă subiectul. Astfel, în cluburile de swing, da, și eu am făcut. Da, de ce? Să nu fie doar... Deci astfel în, să nu mai fie. Astfel în cuplurile de swing să nu mai fie doar oameni peste 50 de ani. Mamă, tu îți dai seama? Fucking shit. Eu n-am fost. Nici eu n-am fost. Dar nu mai vreau să mă duc. Până acum mă gândeam. Dacă faci aia, tataia! Cum ar fi?
Bă, da, ta aici, cam, aici, lasă. Ia vino la unchiul. Din păcate locuiesc în Elveția, nu pot veni la show, dar o să mă uit cu interes dacă apare pe YouTube. Salut, că o să apare pe YouTube. Bă! Vă pup și spor, vă doresc. Bă, la noi în țară chestia cu open relationship e un pic cam greuță. Adică, oricum noi deja ne lovim de LGBT și bă, multă lume... Ce? LGBT. Eu nu știu. LGBT. Așa. Curcubeu. Așa. Așa. Ai văzut că foarte comunitatea acum a început să iasă un pic la suprafață și multă lume e împotriva chestii astea. Știi, dacă ești gay, ești... Așa. Aruncă cu pietre în ei, știi? Și de aia încă nu am ajuns... Știi că am citit de chestia aia din Cluj, de clubul de swinger din Cluj. Da. Știi, la noi în țară încă nu e open relationship, nu prea... Și cred că e din aceeași problemă. Faptul că încă nu, într-o relație nu suntem beta și beta. Tot timpul, adică nu poți să accepti ca... Bă, dar te vede Dumnezeu, bă, lasă beta și beta. Tata e. Pe dracu. A ieșit tot Irene din mine acum, păi că călorească pe nevastă mea de bună, dracu. Dar acum, pe bune, apropo, monogamia. Care-i fază? Eu cred că tu ai scris asta. Ai băgat în lume acolo. Elveția, da, e Popeșilor. Popeșilor de nivel Elveția. Care e faza cu monogamia? Sau care e faza cu... Bă, am citit cam câte animale sunt monogame pe planetă. Nu sunt foarte multe, adică pinguini, dacă ziboni... Dacă ăsta a fost argumentul tău la soția ta, nu. Și pinguini o fac! Nu, iubire! Pinguini sunt împreună, aia, pe toată viața. Bă, maimuțele gibon, că de-aia mă gândesc că e gibonul ăsta. Dar, cum... Nu știu... Că noi chiar suntem în relație, acum fără ca, suntem în relație foarte ok, foarte mișto, foarte, da. Dar restul, care nu, adică... Dar ia stai, ia pun o întrebare aici, cum să deschidă subiectul? Da, deci dacă cineva din relație simte nevoia clar, să... Clar sunt oameni în relații stabile care se gândesc totuși că ar mă, ca să fiu gibon. care ar, na... Și nu ai, cum poți să prezinți problema? Nu e o problemă, e o nevoie, o dorință. Care? A nemonogamiei? Deci eu te iubesc, eu te iubesc pe tine, da? Vreau să rămânem împreună. Dar vreau să mai fac show-uri și cu altcineva, nu doar în sensul ăsta. Eu fac show-uri cu tine și vreau să fac în continuare, dar poate m-aș duce și la show cu ăsta. Da, dar poți să prezint situația. Ea zice clar că ei se înțeleg foarte bine, deși amândoi sunt de o relație deschisă. Da, dar cum ajungi să afli că celălalt... Adică îl întrebi. Păi da, aici mi se pare un noroc că s-au găsit la fel, că n-au făcut la pentru modul că să fie... altfel n-ai cum, dacă cineva este monogam și tu vrei relație deschisă, e clar că ăla nu o să fie happy cu tine și nu o să-ți acerce și îți dă non-stop în cap când ai călcat aiurea. Deci nu? Practic trebuie să cauți până găsești unul ca tine, asta e toată treaba. Cam ăștia s-au găsit că... Da, adică hai să aplaudi cine nu e monogam. Și tot Livia. Nu, mie mi se pare o chestie... N-ai cum să stai așa. Normal că unul din ei ar fi frustrat sau unul se gândește altfel la vede altfel relația și unul nu o vede așa. Relațiile. Da, relațiile. Deci, doamnă, când ne vede, în România nu se poate, doamnă. Am încercat. În Elveția... Probabil că se poate, dar fiecare, în general, nu prea aduce în discuție că s-a întâmplat. Da, se vede că e român, pentru că eu am fost în Elveția. Bă, băiatule, eu n-am văzut oameni mai uptight în viața mea. Ei, dacă nu-s băuți sau drogați, nu vorbesc. Jur, deci bărbat cu femeie. Păi ieșesc și eu acum și băut și drogat. Nu vorbesc, mi se pare incredibil. A venit un român, ți-am povestit, a venit, era un festival de film și a venit tipul, făcuse salsa, mă. Și-a luat-o pe una de acolo, din festival, care era foarte dansa, și-a luat-o, a învârtit-o, îi făcea toate alea. Aia a început să plângă și a ieșit de acolo, n-a mai venit. Și nu înțelegea de ce. Și lumea e foarte aptai. Dar uite, românul s-a dergoscat. Bun. Noi mai aveam o chestie aici. De asta am pus să aplaude cine-i singur în seara asta, că presupun că în preajma sărbătorilor de genul ăsta, dar cred că în preajma sărbătorilor de orice fel, e mult mai accentuată singurătatea, nu? Da. Și depresia. Și depresia. Noi avem un prieten. Geo-l cheamă. Geo-l cheamă. Mie mi se pare cel mai singur om pe care l-am văzut vreodată. Și vreau să vorbim cu el puțin. Hai, Geo, vino puțin. Geo, în aplauzele voastre, dragi oameni buni, Geo. Vino. Vino, te rog, stai.
stai acolo. Da, da, aici pe canapea. Plăcere. Gata, e pornit. Salut, 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 salut. Salut, oameni. Bine v-am văzut. După cum vedeți, de-aia e singur. Mulțumesc, Dan. Hai să o luăm așa. De cât timp ești singur? Din iunie 2018. Din iunie 2018. Da. Și atunci ai avut o relație care a durat cât? Sau a durut cât? A durat 6 luni și o să doar o viață. Și înainte de asta cât a durat relația aia? Cea de dinainte? Ce relație? Bă, ideea e că n-am avut relații de lungă durată. Am avut 2 relații de 1 an și jumătate fiecare. Aha. O relație de 6 luni cu mențiunea că am locuit împreună. Așa, zici că e la proces. Domnul judecător. Da, mi se pare important să... Adică sunt diferențe când locuiești cu o femeie și când ești doar într-o relație. A, și vă clar. Vedeți. De asta, alea 6 luni m-au îmbătrânit cât 3 ani. Da. De asta am ținut. Și astea au fost 3 relații de lungă durată, să le spunem așa. Și tu ești singur mult. Adică nu știu de unde să o iau. Eu l-am chemat pe Geo încoace pentru că el în stand-up-urile lui tu ai un număr întreg despre faptul că ești părăsit în permanență. E foarte adevărat. Și din ce am vorbit cu el la șprițuri și așa, te cred. Adică omul are cazierul de despărțiri gros. De ce crezi tu că te lăsau femeile? Care a fost motivul, poate cel mai întâlnit, de despărțire la voi? La tine, mă rog. Bă, ideea e că eu m-am întrebat care a fost motivul real. Pentru că pe hârtie motivul era cel clasic, că nu ne mai potrivim, că nu mai merge și hai să o lăsăm așa. Așa. Dar m-am întrebat dacă problema e la mine, că tot timpul îmi pun problema, întrebarea dacă problema e la mine. Și nu vreau să mă erijez într-un expert al relațiilor și așa mai departe, dar nu, jur că n-am găsit problema la mine. Ce, bă? Uite, vreau... de aia te lasă toate. Bă, nu vreau să zic că sunt perfect. Știi, credin, să mor dacă... Dar... Și-a lăsat toate, dar bă! Bun. Nu, mă, ideea e că n-am reușit să pun punctul pe ei. Evident am defectele mele pe care mi le recunosc. Dar nu știu exact cauza concretă. Adică, uite, să zicem că unul ar veni și a spus: uite, te-am părăsit pentru că la un moment dat ți-ai pus paharul în partea stângă și mie îmi place să-l pui în partea dreaptă. Adică la asta mă refer. Nu ți-a zis niciuna nimic? În afară de acel motiv clasic și clișeic, nu. Cel că nu ne mai potrivi. Da. Poți să vorbești cu doamna psihoterapeută. De fapt, toată asta e pentru tine, da, da. E o intervenție, suntem între prieteni. Să nu te arunci. Și fostele tale sunt în sală. Ei, nu-mi spuneți. Vă invit aici. Deci tu nu ai găsit nicio problemă la tine. A, nu, ideea e că... Eu sunt tip drăguț în relații, serios. S-ar putea... Eu fac cadouri așa din senin. Poate ești prea drăguț. Ai luat-o vreodată de păr, s-o pui în pat, zici fă. Wow, wow, wow. Zim lupul tău. Nu știu, gata. Hai să vorbim despre relația ta, Nelu. Nu. E ok. Dar zic, adică ai fost și altfel decât drăguț? Bă, în mare parte eu nu pot să fiu altfel decât drăguț. N-am gena asta de mascul alfa. Nu am. Nu o să am niciodată. Ca și atunci când ești copil, ai un ursuleț, e drăguț, dar la un moment dat nu mai vrei ursuleț. Adică, nu vreau să fiu nașpa, dar... Eu îl cunosc de ceva timp pe Geo și eu întotdeauna i-am spus că s-ar putea și fața lui să fie de vină, pentru că are față de psihopat. Tu ai față de om care te urmărește de la metro până acasă. Înțelegi? Nu te supăra, tu știi că noi mai vorbeam de lucrurile astea când... Doar ai făcut pipi în sufletul meu, n-am cum să... Vorba aia între prieteni și o mână de oameni, nu. Eu nu te-am văzut niciodată fără barbă și nu te-am văzut niciodată fără privirea asta așa. Știi, de... Vreau să fac cunoștință cu tine cu forța. Da, eu așa și încep orice conversație cu o fată. Bă, acum, fără Caterinca, George e un băiat extraordinar, vorbesc foarte serios. Numărul lui e 072. Are doar un dosar penal și atât. Restul e în regulă. Acum... Ai vreo, nu știu cum să-i zic, vreo speranță că o să te cuplezi în,
în viitor? Bă, eu ce am învățat, trecând prin multe nereușite, am învățat că nu e bine să-ți creezi așteptări. Da, așa îi spun și eu soției mele de fiecare dată. Da, mă. Adică de la o relație, mă refer. În general nu e bine să-ți creezi așteptări, de la o relație cu atât mai mult. Și eu acum nu am niciun fel de așteptare pe partea aceasta de relație. Ce vine, vine. După atâta vreme, domnule, ia orice. Nu mai, nu mă mai uit că e grasă, că e somnă. Dacă aveți canapele acasă, de nu te mai folosiți. Nu, dar ideea mi se pare, ideea e că mi se pare că nu trebuie să pui presiune unul pe celălalt. Adică știi să ai așteptări la modul că, uite, eu aș vrea ca relația asta să ajungă în cutare punct sau în punctul ăsta. Mi se pare că trebuie să mergi cu ce tu, vine pe parcurs. Tu îți dai seama că tu acum dai sfaturi de relație. Am zis, se raportează strict la mine, la descoperirile mele, nu înseamnă că... Am înțeles. Da, tu acum, bine, nu știu dacă cât ții tu la chestia asta cu Sfântul Valentin și așa, tu te simți, simți singurătatea mai nasol acum? Nu, nu, eu în fiecare zi mă simt singurătatea. Aoleu! Aoleu! Deci încep să regret că am cu treaba asta să lasează. Îmi vine să plâng, îmi vine să te iau acasă, mă, băiat. Aoleu! Ce tare! Nu, dar mi se pare că... Ești ca un maidanez să mă ajungi. Mi s-a mai spus. Nu te-aș lua acasă, acasă, doar te-aș hrăni din când în când. Dar în scara blocului mai primi. Să-mi pui o sticlă tăiată cu niște apă acolo. Niște bobițe de la postul cățel. Bun, și acum, ca să vedem, să vedeți și voi. Dar stai puțin, stai puțin, să o întrebăm și pe Raluca. Aspectul fizic contează într-o relație, nu? Ambalajul. El chiar are ochii ăștia. Nu vreau să... Iartă-mă, Raluca, că te-am întrebat. Nu sunt, vorba aia, nu sunt un 9 sau un 10. Păi dau un 7. Da, e și... Ce? Hai, deja... 7 ani cu executare? Da. Nu, ești okay, ești un 6 jumate. Da, a trecut dacă... un catalog 7, că rotunjește. După 4 șaturi, 8. Bun, ai regulă, te rog. Deci aspectul fizic cred că contează mai mult la bărbați decât, adică bărbații adică din punctul se uită, nostru de vedere. Da, din punctul vostru de vedere cred că e mai important aspectul fizic decât din punctul femeilor. Nu convine. Bă, se poate să aibă dreptate. Nu știu ce. Hai să, adică voi sunteți mai targetați pe fizic, chiar dacă ulterior probabil că, mă rog, dați șanse să vedeți dacă vă place personalitatea așa. Și pe voi vă interesează. Nu. M-am uitat puțin. N-am zis că ne interesează. Băieți frumoși, unu. Unu și ea lângă el. Îl iubesc. Nu, n-am zis. Și pentru noi este important aspectul fizic. Este important și pentru voi, nu? Da. Deci dar cred că voi targetați mai mult partea de fizic decât femeile. Nu știu, eu zic să supunem la vot. Cum tot spre noi a venit, mă? Nu știu, frate, nu știu. Pentru că următorul invitat, de asta întreba cu logică, următorul invitat este, și vreau să-l vedeți și după aceea să-l întreb ceva, este Cătălin Coșarcă. Aplauze, dragi. Vine aici, te rog, lângă noi. Că vreau să-i punem unul lângă altul, să se vadă. Altceva, bă, băiatul. Uitați. Domnule. Altceva. Stimă. Ia un loc aici. Tocmai te-ai făcut un 3 lângă Coșarcă. Și eu aș face copii cu el. Bună. Salut. Vede ce maxilar să fiu tratat ca o bucată de carne. Te-ai folosit vreodată de faptul că ești frumos ca să scapi de chestii într-o relație? Să scap de chestii? Da. Adică nu știu dacă te-ai folosit faptul că ești frumos. Nu, întrebarea e proastă. Ai scăpat de chestii într-o relație pentru că arăți bine? Ai simțit vreodată treaba asta? Ce chestii? Despre ce chestii vorbim? Am scăpat de chestii, dar nu știu dacă neapărat că arăt bine sau... Ai scăpat de vreo amendă? Deci, fii atent ce tare! Ăsta a zis despre el la început că nu are nicio vină în relație, că e superb, e un 7. Ăsta frumos, ăsta... Eu frumos? Păi da, frumos. Nu. Asta e. Nu, da. De ce simți să creezi așa o prăpastie între mine și Cătălin Coșarcă, știi? De ce simți nevoia să mă antagonizezi? Dumnezeu a fost primul! Da. Dă-i microfonul înapoi. Nu mai pune mâna pe el. Da. Treci la colț. Să scap de chestii într-o relație.
gen dacă mi-a fost mai ușor, da, da, pentru că arăt mai bine și da, că femeile nu, nu arăți au... mai bine, arăți bine, hai să nu ne căcăm. Hai, dă-ți jos cămașa, hai, gata, hai, fie. Serios, chiar noi, eu te-am vorbit cu nevastă mea multe nopți. Ah. Noroc că și pe el îl cheamă Cătălin, că altfel. Ah, Cătălin. Și-am găsit și perucă. Oricum, chestia asta se dă jos așa, ca o cască și o... Eu, da, știu despre, eu știu despre Cătălin și poți să zici dacă greșesc, că tu ești un om introvertit, chiar dacă... Eu când te-am văzut prima oară pe tine, că e ușor să judeci omul la prima vedere, eu când te-am văzut prima oară pe tine, tu arăți exact ca șeful echipei de fotbal într-un film american, știi? Aha. Dar după aia când te-am cunoscut pe tine, ești un om introvertit, desenez... Da, da, fac și eu ce pot, sunt și eu om, da. Nu sunt doar... da. Ce pot să zic? Bă, într-o relație asta, eu niciodată nu m-am simțit neapărat că arăt foarte bine. Nu, n-am stat să mă gândesc la asta. Nu mă trezesc dimineața, zic, ah, ce... E o nouă zi de arătat excelent. Oamenii vor fi dați pe spate. Când ies din casă, mă uit așa, știu, știu. Mă uit la oameni, știu, te rog, nu. Cumpăr o pâine, am venit doar să cumpăr o pâine astăzi. Nu, nu trebuie să... Nu, în niciun caz, nu e așa. Și, da, nici femeile cu care sunt nu sunt atât de impresionate pe cât ai crede, adică... Serios? Da, nu știu, nu, nu stăm să vorbim despre cât de bine arăt. Nu, nu contemplăm chestia asta. Păi n-o să recunoască, mă, îți dai seama că n-o să recunoască așa din prima dată. Nu, 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 adică... Evident, primesc complimente de la iubita mea, ceea ce mi se pare normal, adică... Tocmai nu știu cum e pentru noi, ce. Noi nu primim. Noi nu primim. Geo, tu ai primit, da, complimente de la... Da, nu, serio, dă-i puțin microfonul, te rog, din suflet. Geo, spune-mi care a fost cel mai frumos compliment pe care ți l-a făcut o femeie. În afară de mă bucur că nu mă mai urmărești pe stradă. De-aia te-am și luat. Primul care îți vine în cap, dacă există, dacă nu dă microfonul. Da. Complimente... Unu, hai, uite, vezi? Nu, stai că efectiv trebuie să mă gândesc și asta nu mi-ajută cazul deloc. Nu cred că am primit vreodată un compliment la modul hei, ce bine îți stă în blugii ăia sau... Sunt ai mei. Doamne, ce ochi superbi ai. Și cum ai intrat în casă. A, asta zilnic. Dar nu, n-am primit compliment. Cred că ar trebui să porți azi blugi. Poate... Poate că nu-ți iei blugii potriviți, dar mă, nu știu cât de important e, dar e important și pentru femeie, adică este, evident este. E important. Eu cred că aproape în egală măsură e importantă chestia asta, doar că ele trebuie să se mulțumească cu ce găsesc. Nu, poate au mai puține variante, nu știu. Adică eu cred că femeile, dacă ar prinde... Să zicem că, da, sunt multe femei și fiecare își dorește un bărbat frumos. Acum depinde câți bărbați frumoși există. Și în funcție de asta, cred că nimeresc și ele. Și dacă nu sunt foarte mulți bărbați frumoși, atunci vor fi foarte multe femei dezamăgite. Și care trebuie să se mulțumească cu ce prind. Bă, și măcar, frumos măcar și inteligent. Așa, măcar ok-iș. Bravo ție, bravo. Ai fost ca o mamă de aia, și frumos și deștept. Da, uite, vezi, asta și e. Și la medicină. N-am auzit ce ai zis, dar bravo ție. Vezi, asta e. Vreau și eu să fiu apreciat pentru cine sunt, de fapt. Nu cred! M-am săturat. Nu cred! Ca să se vorbească ochii despre asta. Ochii mei sunt aici, ochii mei. Da, da. Am început să mă îngraș acum și eu o să în curând. De-al dracu, vezi, mă, ca să-l bage lumea seama, să-l asculte. Da. Oh, bun, în încheiere, bă, vă mulțumim frumos și Geo, sper că nu te-ai supărat. Adică... Nu, nu, Cătălin. Acum nici nu ne pasă, stai nici... Da. Da. Nu, nu, chiar nu m-am supărat, serios, chiar m-am simțit foarte bine și mă bucur că m-ați invitat, la modul cel mai sincer. Nu te-am invitat, erai aici. Erai aici și spărgeai ceva sus la ea, acolo și a zis, hai mă, omule, pe scenă. Ce drag? No, el e prietenul nostru încă dată, zic, cu forța, dar e al nostru. Hai să facem chestia asta. Hai să facem chestia asta. Da. M-a întrebat la intrare. Ce? Nu, no, bă, mi se pare... Bă, noi aveam un plan, cred că e prost. Cred că e prost. Nu te las pe tine, fă-l tu. Acum, sincer, hai să aplaude
fetele care îl consideră, dintre ei doi, așa, cât de superficial am fi, hai să aplaudă cine îl consideră pe Cătălin mai mișto, doar ele, decât Geo. Și acum hai să aplaude cine consideră că Geo e mai mișto. Eram sigur! Eram sigur! Exact! Pentru că vreți să salvați tot timpul, vedeți? De aia, mă! Sunteți nesincere, mă, firar al dracu de treabă! Omul ăsta mănâncă șobolani! Hai să facem chestia, hai să mă duc să... Da, stai așa. Întâi, ce? Înainte de toate, am înțeles că sunt 9 fete singure în sală, nu? Da, a, da, chiar. Sunt 9 fete singure. Sunt toate aici, cred. De la 1 la 9, Geo, zi un număr, zi, nu ți-o dăm de la 1 la 9. 7. Cine are numărul 7? 7, bravo. Vii puțin la noi? Te rugăm? Nu e nimic de rău, facem două cadouri, e foarte simplu. Și, na, fiind Valentine's Day, dacă puteți să-i faceți puțin loc, mă duc acum. Vrei să iasă Geo? Dă-ne microfonul puțin, te rugăm frumos. 2-2-2. Da, dă prea tu, că e... Bună. Vino aici, te rog frumos. Nici nu știu unde să... Vino aici, la vino mijloc, aici, la vino mijloc, aici, vino aici, vino aici. Cum te numești? Roxana. Roxana, un rând de aplauze pentru Roxana, vă rugăm frumos. Fiind Valentine's Day, vrem să facem un cadou atât pentru băieți cât și pentru fete. Și primul e pentru fete. Și e o chestie care... Ca să mai atenuăm singurătatea, da. Noi așa am gândit-o. E o chestie care, na, femeilor le place să o facă asta, bă, e ceva care le relaxează, mă, dai să mă să o aduc. E un lucru care... e un lucru care, na, vă place să faceți asta, e... Presupun că, na, vă aduce plăcere și bucurie. E, n-aș vrea să-l scot. Unele să-l scot, vor mai mare, altele mai mic, mai mic, mai da, mult, da. Mai puțin. Deși cred că permanent mai mare e mai bine, da. Nu știu dacă, dar în fine, hai. E un voucher la Sephora. Mulțumesc din suflet. Aplauze pentru Roxana. Bun. Chestia e dubioasă acum. Deci sunt 9 fete singure în sală. Și un singur băiat. Singur, vorbesc foarte serios. Un singur băiat singur, Geo. Jur pe ce am eu mai sfânt. Deci jur pe ce am eu mai sfânt pe lumea asta. Vă știți, adică nu e... eu am pregătit cadou pentru un băiat singur din public. Să-i fac mai ușoare zilele de singurătate sau mai știu ce. Trebuie să-l dau ție. N-am ce să fac, trebuie să-l dau ție. E din suflet, stai așa. Bă, unde e? E o chestie. E o... E virgină, vezi că deci are... Jur, deci nu e încercată, mă, jur pe cea mai sfântă. Toți ne-am purtat frumos cu ea. O cheamă Fatima. Cheamă Fatima, ok. Da. Ia ta, ți-am pus aici pe spate. A se umfla în caz de singurătate. Cu drag de ful, e de la noi, da. Nelu s-a semnat aici. Asta e a ta, George. Na, să, bă, să fie într-un ceas bun. Și eu sper. Să ne chem la nuntă, na. Și sper din suflet că ea să rămână alături de mine. Singura chestie, te desumfle niciodată. Singura chestie, te rog să o îmbraci când ieșiți pe stradă. Deci te rog din tot sufletul. Și asta a fost podcastul nostru. Vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi. Mulțumim Raluca, mulțumim Geo, Cătălin. Vă mulțumim vouă că ați venit. O seară plăcută, Valentine's Day fericit. Și iubiți-vă până la capăt. Și aplauze pentru Fatima, pentru că e o relație la început. Seară faină, pa. Noapte bună.